Ori poți să tragi de pentru. Vezi că nici în cazul de față faci totul care să aibă un fel de stimul. Deci vei verifica să vezi dacă faci în sânsă mare ceva în cavitatea bucală, în de capul îți pregătie. Verifici dacă pacientul nu respiră, verifici dacă pacientul are pul. În cazul de față, neavând, pacientul meu are căile aeriene libere, dar nu respiră, nu are pul, s-a intrat în sânsă, s-a intrat în stop cardiorespirator. În momentul de față, sun la 112, pentru că eu fac primul ajutor premedical, partea medicală o face ambulanța, iar până vine ambulanța, încep să fac tehnica de resuscitare. Tehnica de resuscitare înseamnă 30 de compresii cu 2 situații, frecvență de 100, 120 și 1000, dar veni o frecvență cam 2 pe secundă. În momentul când fac resuscitare, nu pot să fac nici aici, nici aici, nici aici, pentru că este greșit. Înseamnă că îi fac mai mult rău decât îi fac bine. Și atunci eu trebuie să ajung exact pe punctul de resuscitare. Odată avem o tehnică așa, mai avem tehnică să împărțim în două. Putem să mergem și pe marginea coastelor ca să ajungem. Ideea este că podul palmelor trebuie să fie foarte aproape, trebuie să fie exact cum își vă puternă, pentru că nu e masă minimă. De fiecare dată când facem o resuscitare, ne așezăm în genunchi. Niciodată nu vom face resuscitare în picioare. De ce? Trebuie să fim cât mai aproape de victimă. Coatele noastre trebuie să fie drepte, nu trebuie să fie niciodată îndoite. Coatele trebuie să fie drepte. Cu aproximativ la o persoană adultă cam 4-5 cm se duce în profunzime, da? Și numeri 30 de compresii, da? Faci și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, și 7, și 8, și 9, și 10, și 11, până la 30. După ce ai făcut 30 de compresii, faci 2 insuflații. Fiind o persoană necunoscând, persoana de jos poți să refuzi să faci insuflații. Cum am spus, prima lege a unei persoane care salvează vieții este siguranța personală. În cazul dacă vreau să fac insuflații, și am la mine 100 de prim ajutor, mă uit după niște comprese, da? Da? Da, pun compresa, da? O pun pe, de obicei, acopăr gura pacientului. Trebuie să pun că am pus compresă, ok? În momentul la cap, fiind închis pe extensie, degetele împestează nasul, se trage de bărbie în jos și se fac insuflațiile. În momentul când se fac insuflațiile, ne uităm la abdomen, să vedem dacă abdomenul nostru se ridică și coboară, să vedem dacă pacientul i-am făcut insuflație, da? Duc capul într-o parte. I-am făcut și a doua insuflație. După ce am făcut și a doua insuflație, continui. Fac 4 cicluri. După 4 cicluri, verific dacă pacientul meu respiră și verific dacă pacientul meu are pus. În caz dacă pacientul meu nu are de niciunele, continui resuscitarea până când obosesc, până când pacientul își reia funcțiile vitale sau până când sosește ambulanța. Dacă pacientul meu, presupunând că și-a revenit după ce am făcut resuscitarea, îl voi pune în poziție laterală de siguranță, da? Poziție laterală de siguranță, adică îl voi da, îl voi pune într-o parte.